capacul de la manete. De la axul care menține omul, dar ce știi gros o pus aici. Am îndreptat știftul. Am scos știftul. Trebuie scos afară bolțul de fixare a pârghiilor. Acum putem scoate manetele afară pentru acționarea distribuitorului. Demontare se spală, trebuie demontat capacul superior. Demontăm șuruburile și luăm capacul jos. Acesta este capacul superior. Acestea sunt sertărașele de la distribuitor. Acum trebuie să demontăm capacul posterior, capacul de jos. Pentru demontez conducta de aici, conducta de surplus, că nu mă încurcă. Surplusul care în capac, pe această conductă, se duce în retur în transmisie. Să luăm capacul. Am luat capacul posterior jos și acum putem scoate afară sertărașele. Sertărașele noastre nu au bilele pentru reținerea în poziție de lucru care dorim. Trebuie să ținem cont fiecare sertăraș în poziția în care îl avem, pentru că contează uzura. Niciunul nu are bilele la 5 bile. Voi scoate pe rând fiecare sertăraș. Voi rezolva problema cu bilele la sertăraș. Vă voi arăta, pentru că voi lua de la altul sertăraș bilele și
le montăm la fiecare sertăraș, pe urmă sertărașul va fi montat să nu încurcăm pozițiile. Avem o garnitură jos, că nu avem alta. Urmează să demontez de la un alt distribuitor pentru a lua bilele de la sertăraș. Se demontează sertărașul afară. Nu are bilele. În medie n-am prins sertărașul cu capătul de jos și am slăbit piulița de prindere din sertăraș arcului. Avem un taler care îl trimitează arcul pe sertăraș. Avem o piuliță cu un șurub. Strânge și reglează arcul, îl tensionează. Avem arcul în interior. Și în interior avem o bucșă conică. Ușa conică. Care lucrează bilele. Aici vin introduse bilele în interior. Acum să vedem că am bilele de la altul sertăraș. Ducem bolțul. Avem 5 bile. Să vedem cum le... Avem un șurub de reglaj în interior. Ca să reglăm cât de mult coboră bilele sau e bine. De jos avem un scaun pentru cât să lucreze. Să vedem acum. Prea mult.